găsit la Aducător de Bucurie, sunt Andra Matei și l-am alături de mine pe părintele Emilian Prodan. Bine ați venit, părinte! Bine v-am reîntâlnit pe dumneavoastră și telespectatorii. Ce faceți? Cum sunteți? Cu ce povești veniți astăzi la noi? Sunt multe povești de viața ale oamenilor triști, împovorați de grijile cotidiene și ce este mai grav, iată, împovorați de patimi. Tocmai de aceea, probabil, și subiectul de astăzi a fost ales să vorbim despre patimi și care sunt patimile, de fapt, care sunt granițele care fac diferența între o plăcere și o patimă. Patimile clasice sunt alcoolul, țigările, drogurile, dar jocurile de noroc, dar cred că acestea sunt alea elementare. Mai sunt și altele ascunse pe care omul le poate avea? Există și patima avariei, a oamenilor care niciodată nu sunt mulțumiți cu ce au, care întotdeauna caută să își găsească plăcerea și bucuria în alte lucruri decât cele firești. Și atunci ele sunt separate de ceea ce vorbim noi, de patimi. Când devine omul pătimaș, atunci când nu poate să-și controleze plăcerea pe care o cere probabil creierul. Când devine omul pătimaș, atunci când exagerează în tot ceea ce face. Și ați amintit un subiect destul de dureros, alcoolul. Alcoolul care a lăsat pe drumuri copii în urma divorțurilor, a destrămat familii unite și ce este mai grav, alcoolul care a făcut și face în continuare atâta rău, la fel ca și patima numită fumat. Părinte, vreau să vă întreb dacă un om care consumă zi de zi alcool, cu măsură, dar zilnic, poate fi considerat alcoolic? Sincer, da. Pentru că ești conștient de faptul că prin ceea ce faci, îți faci rău. Sfinții părinți au discutat foarte mult despre acest subiect al patimilor, inclusiv despre fumat. Și au dat, de altfel, un canon ca cei care fumează și care beau să nu poată cununa niciodată și să nu poată boteza. Lucrul acesta poate nu știe nimeni și îl spun în premieră la televizor. Mă veți întreba de ce și mulți vor fi iritați pentru faptul că omul, prin ceea ce face, acceptă un act de sinucidere. Ești conștient că și băutura, dar și tutunul, pentru că există, nu spun o chestie nouă la televizor, are puse poze, în mod special tutunul pe țigări, tutunul ucide. Și dacă tu, cu bună știință, consumi acel produs, înseamnă că ești un sinucigaș, iar sinucigașii, din punct de vedere al canonului Sfinților Părinți, nu au dreptul la participarea acestor sfinte taine. Într-un cuvânt, acești oameni, și repet, nu sunt povești, nu vor vedea niciodată fața lui Dumnezeu. Acest lucru poate nu l-au știut până acum oamenii, dar cred că ar fi bine să-l conștientizeze, că nu e de glumă. Și mă refer în mod special la actul de distrugere. Câte cupluri, dacă luăm puțin istoricul divorțurilor, nu s-au destrămat tocmai din patima beției. Omul, în momentul în care a consumat alcool, nu mai este lucid la minte. A pierdut controlul. A pierdut controlul și din acel moment nu mai este rațional. Animalul din el începe să ia locul omului. De aici apar jignirile, de aici apar conflictele, loviturile, bătăile, care nu cred că sunt pe placul nimănui. Și ce este mai dureros, din aceste eșecuri pe care unii le au, pentru că câtă vreme tu nu te poți abține și nu-ți poți controla patima, ești un om care a ajuns la această stare de involuție și degradare numită eșec, au de suferit sufletele nevinovate. Am întâlnit mulți copii
care plângeau după dorul de tată și de ce nu și de mamă, că au ajuns să crească la bunici sau să fie crescuți și educați în medii ostile voinței lor și a lucrurilor normale. Nu poți să ai pretenția ca un copil care a crescut într-o familie unde s-au certat în fiecare zi cei doi, soț și soție, s-au bătut între ei, s-au jignit, el să fie de acord ca viața lui să aibă aceeași tablou trist. Și aici apar traumele. Traumele care se prezintă, de altfel și sunt prezente în viața noastră, din ce în ce mai mult. Sunt oameni triști, deși zâmbesc. Sunt oameni care nu știu să comunice. De ce? Pentru că atunci când trebuiau să comunice, și-au amintit sau și-au reactivat momentele de tristețe și de regulă aceste persoane, de regulă, ascund multe mâhniri și nemulțumiri, ascund o furie pe care nu și-o pot exprima de multe ori verbal, dar o exprimă prin agresiune. Și prin alcool. Exact pe asta voiam să pun accent. Ce se ascunde în spatele alcoolului? Ce se ascunde în interiorul omului care e determinat să bea până când își pierde mințile? Acolo există o traumă, acolo există o frustrare din care omul vrea să fugă. Percepe acest viciu nociv ca pe o fugă, ca pe o scăpare. Mă rog, desigur, oamenii care sunt în această situație nu înțeleg că nu le ameliorează cu nimic situația, ci dimpotrivă le înrăutățește situația. Ca să poți rezolva, trebuie să stai ancorat în realitate, nu să fugi cu droguri, alcool și așa mai departe. Dar oamenii care sunt în situația asta și au dependență de substanțe, ar trebui în primul rând să vadă de unde, de ce, de unde pleacă această dependență, ce este în neregulă cu ei, ce nemulțumire au, ce frustrare au, care-i supărarea, și să meargă să o rezolve, să vorbească despre ea. Această dependență poate fi genetică. Dacă străbunicul, bunicul, tata au fost alcooliști, da, au putut transmite prin genă această patimă. Da. O patimă devine patimă atunci când nu o poți controla. Și același lucru se întâmplă și cu cei care se droghează. Din păcate, mare problemă pe care au părinții astăzi cu copiilor. Sunt pline spitalele de tineri care s-au lăsat păcăliți de plăcerea temporară sau de inducerea unor holograme false care n-au de-a face nimic cu realitatea. Aici deja nu mai vorbim de o simplă patimă, vorbim despre posedare. Pentru că un duh, când te posedă, te transformă. Încearcă medicina să explice și să dea definiții la ceea ce înseamnă dublă personalitate, numindu-i bipolari. Dar bipolarismul, până la urmă, vine de undeva. Pentru că bipolarul este omul care acum este vesel, râde cu tine și peste 5 minute te scuipă și te înjură. Ori aici avem o problemă pe care ar trebui să o analizăm cu seriozitate, atât la medic, la medicii de specialitate, dar de ce nu și la preoți? La preoții care îi avem în parohii, la duhovnici, să se citească dezlegări pentru cei pătimași sau cei posedați de duhuri rele. Nu trebuie să te scuture necuratul ca să știi că ești posedat. Este suficient să privești puțin în interiorul vieții tale și să-ți dai seama cât de haotică este ea sau a devenit ea. Și de acel moment îți vei da seama că începi să pierzi lupta cu viața. Pentru tine viața aceasta nu mai are un sens și un scop. O curvoad. Pentru tine această viață a devenit ceva care nu poate fi descris în cuvinte. Un fel de obișnuință a unei realități false pe care tu ți-ai creat-o crezând că așa poți să-ți rezolvi problema. Să știți că nu de puține ori am auzit această
exprimare, părinte, îmi înec prin alcool supărarea. De fapt, alcoolul mă face să uit. Este greșit. De fapt, tu nu-ți înneci nimic, îți omori încetul cu încetul propriile șanse la a te izbăvi de acest necas sau problemă, de această situație și de a te ridica din neputință. Și ați putea face o viață frumoasă aici pe pământ. Știți că teoretic noi vorbim despre viața frumoasă, despre fericire. Nu este atât de greu să faci lucrurile acestea. Câtă vreme reușești să scapi de grijile cele lumești. Toată grija cea lumească, ne spune atât de frumos cântarea din Sfânta Liturghie, de la noi s-o lepădăm. Ce lepăd de la mine? Grija cea lumească. Adică lepăd, într-un cuvânt, toate situațiile sau posibilitățile care mie mi-ar putea aduce neliniște. Oamenii pot trăi frumos, pot conviețui frumos, pot avea o familie frumoasă, se pot iubi. Da, dar asta ține de abordarea vieții. Pentru că noi toți avem probleme. Dar cel mai mult contează cum le abordăm. Dacă noi reușim să facem acest lucru și să privim viața prin această perspectivă... Important este să știi ce vrei. Unii vor mai mult, știți, era o poezie. Unii vor putere, alții vor o mângâiere. Alții vor palate, alții doar... Toate femeile vor putere acum. De ce? Nu neapărat că sunt materialiste, ci pentru că puterea te face să te simți în siguranță. Acceptați și ideea că în spatele unui bărbat puternic stă o femeie puternică și în spatele unei femei puternice poate să stea un bărbat puternic. Așa este. Până la urmă, puterea nu este regăsită în mușchii pe care avem. Bineînțeles. Este regăsită în tăria de caracter, în felul de a fi și în menținerea cuvântului, pentru că aici avem o mare problemă astăzi. În forța omului respectiv, capacitatea de a depăși problemele, de a trece prin viață, de a se ridica. Știți proverbul ăla, nu contează de câte ori ai căzut, contează cum te-ai ridicat, de câte ori te-ai ridicat. Da, dar ai căzut, știți, era și un text frumos, ridică-ți jalea, căci un înțelept a spus, cel ce cade se ridică uneori cu mult mai sus. Exact. Dar nu aici aș vrea să mă opresc, aș fi dorit să vă spun câteva lucruri privitoare la modul în care oamenii aleg să-și petreacă viața. Sunt oameni dependenți de adrenalină. Am văzut oameni bolnavi care nu pot sta locului, ei vor să... Nu știu, dopamină, să, adrenalină, exact, dopamină. Ei vor să muncească. Apoi, partea de griji. Grijile cele lumești ne le atragem în viața noastră prin nemulțumirea pe care o avem de fiecare dată față de noi. Nu merg mai departe decât atâtea fete frumoase, nemulțumite de felul cum arată, și care, sigur, eu nu sunt împotriva înfrumusețării, dar ajung să se automutileze, cu mici excepții, și ulterior să plângă ce greșeli au făcut. Starea de mulțumire, starea de veghe pe care trebuie să o ai și de înțelegere cu tine însuți este foarte importantă. Nu intra într-o altă viață a unui om, nu te căsători, nu deveni prieten sau prietenă cu o persoană câtă vreme tu nu ești vindecat de trecut și nu ești împăcat cu tine. Pentru că, repet, aceste vicii despre care noi vorbim, aceste patimi, ascund în spatele lor povești triste de frustrări și poate nimeni n-a înțeles și nu înțelege de ce, poate și persoanele mai plinuțe, cu excepția celor care au mici dereglări la glandele endocrine sau au anumite probleme medicale. Problemele mai plinuțe au mici frustrări și au mici problemuțe pe care nu și le-au rezolvat în urma unor ani, le-au lăsat așa să treacă de la sine și neglijența pe care o exprimi față de tine, de fapt, arată și neglijența pe care o ai față de viața ta personală.
și aici avem mulți corigenți. Aici avem mulți corigenți pentru că oamenii vorbesc de orice, mai puțin de lucrurile care țin de spirit și de puterea lor. De aceea aceste emisiuni sunt dorite, cu excepția unora care poate nu iubesc această emisiune și le recomandăm să dea pe desene animate. Dar mă refer la cei care iubesc aceste emisiuni pentru că ele vin ca un pansament de suflet și vin să schimbe viețile multor oameni care au trăit în această stare de latență fără să se întâmple nimic. Și cred că cea mai bună și potrivită întrebare ar fi următoarea. Sunteți fericiți, dragii mei? Cred că aici mulți ar lăcrima. Pentru că atunci când vorbești de suflet și de fericire, sufletul se conectează la ceea ce rostești pe gură și începe să plângă. Nu de puține ori am întâlnit oameni care s-au împărtășit și în timp ce s-au împărtășit au început să plângă fără să vrea. De fapt, ce plângea din ei? Plângea sufletul. Pe de o parte de bucurie că s-a împăcat cu Dumnezeu, dar s-a produs energia acumulată și ținută. S-a produs o descărcare mentală a ceea ce numim păcatul care te împovorează. Și este foarte important să se rețină următorul lucru. Oamenii folosesc cuvinte grele. Cunosc persoane care din a treilea cuvânt îl folosesc pe necuratul. Firar, facă-se. Și au împrumutat acest tic, ca să nu zic că l-au dobândit, care le este fatal și dăunător. Nu ai voie să-l pomenești, că de câte ori îl pomenești, el vine. Și vă voi explica și de ce. Puterea cuvântului, țineți minte ce vă spun, este mai presus decât puterea banilor. Pentru că banii sunt o chestie legată de materie pe care astăzi o dai, ți-ai rezolvat problema așa cum au intrat, așa au plecat, mi-am cumpărat ceva frumos, peste 5 ani geanta pe care am plătit-o scump nu mai este la modă, pantofii pe care i-am luat anul trecut deja mă strâng sau s-au rupt, hainele sunt demodate, deci tot ce înseamnă puterea materiei este trecătoare. Puterea cuvântului ne duce în istorie. Atât de frumos ne spune Evanghelia de la Ioan că la început era cuvântul. Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Ori, dacă noi am conștientizat puțin aceste scurte fraze, Dumnezeu este cuvântul. Și eu prin cuvântul meu îl înjur pe Dumnezeu. Prin cuvântul meu te blestem, te drăcui. Prin cuvântul meu te jignesc. Aici cărui Dumnezeu mă adresez? Dumnezeului celui de lumină, al iubirii eterne și al dragostei sau celui necurat care de fapt ce face? Folosindu-mă prin cuvintele mele, mă duce acolo unde vreau. Unde dorește cel necurat să te ducă? La dezbinare. Unde te conduce? Îți lucrează la minte și ce bea, că asta te va ajuta să uiți. Unde te duce mai departe? Fumează că strec nervii. Uitând de fapt ceea ce este elementar și important de ținut și ceea ce spun nu este o noutate și Arsenie Boca a spus-o, părintele Arsenie Boca, fumătorii cu toată jena și îmi cer scuze că îi supăr, nu îl vor vedea pe Dumnezeu. De ce? Am mai explicat-o la începutul acestei emisiuni, pentru că ei acceptă prin ceea ce fac actul de sinucidere. Înțelegeți că își introduc singuri o travă? Ori, același lucru se poate repeta și același lucru este valabil și atunci când tu faci ceva ce este împotrivă. Știi că n-ai voie să mănânci, că ești diabetic, tu mănânci, n-ai probleme. Știi că trebuie să respecti o dietă ca să devii la kilogramele normale, ca ție să-ți fie bine, nu mă interesează, cu o viață și cu o moarte sunt dator. Iar oamenii făcând aceste sfidări, pentru că este o sfidare, când ți se dă o poruncă nescrisă, poate prin cuvântul unui medic, știți? Cuvântul medicului care te-a întâlnit poate fi salvator pentru tine sau poate este omul trimis la momentul potrivit ca tu să înveți ceva sau cuvântul meu, a preotului. Eu, de fapt, vin și îți spun ceva ca tu să conștientizezi în ce pericol ești.
Dacă pe tine nu te interesează, nu mai este vinovat Dumnezeu, cel care a vrut să aibă grijă de tine, trimițându-ți oamenii să te salveze, iar tu, prin liberul arbitru, ai acceptat să te sinucizi. Înțelegeți de ce? Făcând exact ceea ce este împotriva propriilor legi. Împotriva naturii. Împotriva legii, și de a te întreține și de a te menține. Este și hrana, mâncatul excesiv, un viciu? Nu este un viciu. O patimă. Nu pot să numim neapărat viciu. Este o plăcere. Sunt oameni care mănâncă atât de mult încât ajung la sute de kilograme. Este o plăcere. Și nu se mai pot ridica din pat. Este o plăcere. Și ce este grav, că noi, părinții, nu conștientizăm, că ne avem grijă de noi, acum, cât suntem încă tineri, vom deveni o povară pentru copii, care în loc să se bucure de tinerețea lor, vor trebui să ne plimbe prin spitale, ne vom supăra dacă vom fi duși la azile, din păcate, cu durere o spun că sunt pline, și încerc să fiu imparțial, dar total dezaprob acest lucru. O mamă și un tată care te-a crescut, trebuie să-l prețuiești până când va închide ochii. Cu excepția celor care, într-adevăr, prin bolile lor, necesită o îngrijire medicală suplimentară și trebuie neapărat să fie supravegheați și, într-adevăr, menținuți într-o stare de sănătate și tonus normal. Dar revin la partea cealaltă. La partea legată de spirit. Oare câți dintre cei care ne urmăresc prețuiesc mai mult sufletul decât materia? Și acest lucru se vede, în primul rând, atunci când vine vorba să își cumpere un dar pentru suflet. Oamenii sunt foarte, foarte circumspecți. Ce înseamnă un dar pentru suflet? Nu știu. Ceva care poate să-ți facă bucurie sufletului tău. Ce v-ar bucura, cu excepția genților sau pantofilor sau altul? Un dar pentru suflet. Un dar pentru suflet este o floare. Aș întreba distinsele doamne și distinși domni, când le-au oferit ultima dată o floare? O floare este atât de simplu. Costă puțin. O carte de rugăciuni, o carte, o, nu știu, orice altceva care poate să aducă omului acea stare de mulțumire, de bucurie. Nu trebuie să așteptăm oare să vină ziua de naștere sau să sărbătorim onomastica sau nu știu ce zile inventate ca să aducem flori sau să ne amintim că iubim pe cineva? Este grav. Aici vreau să ajung, oricât de mult ar durea și a supăra ceea ce spun. Emisiunile acestea vin și, de fapt, nu fac altceva decât să trezească. Să trezească uriașul din fiecare dintre noi, pentru că avem un uriaș care este adormit și pe care trebuie să-l punem puțin să gândească și să ne ajute care să descoperim căile care sunt necesare pentru a, știți, vedea luminița de la capătul tunelului. Cu privire la darurile care bucură sufletul, acestea sunt eterne. Vă spun, am ascultat multe povești de viață de la doamne în vârstă care au rămas văduve de tinere, nu s-au recăsătorit și care trăiesc din amintirile frumoase, povestind cât de mult și-au iubit și-au prețuit soții și a fost viceversa. Adică acei soți care au plecat, poate mai devreme decât trebuia, îmi spuneau multe dintre dânsele că n-au mai întâlnit o poveste atât de frumoasă de dragoste. Aceste povești de dragoste, din păcate, ajung să devină filme. Oare câți dintre noi vedem astăzi, ținându-se de mână bătrânei la 80 de ani, oare câți dintre noi vedem plimbându-se pe stradă cu nepoții? Nu prea îi vedem, pentru că cel rău, ca să nu spun cel necurat, are grijă să dezbine. Dezbină prin patim. Să știți că și depravarea e o patimă, ca să nu zic curvă săreala, mă iertați de expresie. Este o patimă și este la modă. Știți câte cupluri se dezbină astăzi mințindu-se și ajung la starea de infidelitate. Și atunci, dacă
ajungi acolo, te mai întreb ce te mai leagă, că de iubire nu putem vorbi, acolo așa nu este. Există iubire. Da, ajung acolo pentru că nu sunt în adevăr cu ei înșiși. Asta cred că este... Pentru că iubirea lor, de fapt, este o hologramă, este o minciună. Și pentru că nu se cunosc și pentru că nu vor să accepte adevărul și realitatea din ei. Cred că este un mare cadou să te poți auto-observa. Să-ți poți auto-observa emoțiile, stările și sentimentele. Vedeți? Pe parcursul unei zile. De ce a rânduit Dumnezeu? De ce a rânduit oare Dumnezeu sfinții? De ce a îngăduit, nu că i-a rânduit? De ce i-a îngăduit ca oamenii să fie de altfel lângă ei și ei să se descopere oamenilor cu nevoi ca să fie ajutați și păziți? Când casa unui om este păzită de un sfinț, un sfânt sau de mai mulți, nu neapărat trebuie să ai un singur sfânt, poți să ai 10, 20. Am văzut în multe case colțuri unde și-au făcut raiul, știți? Colțișorul de rai, de rugăciune. Acolo este prezența lui Dumnezeu prin mărturia sfinților, pentru că icoanele sunt vii. Așa precum sunt vii cuvintele, cuvintele sunt ființe vii. Iar prin cuvânt, noi putem, prin cuvânt putem înălța un om, îl putem doborâ, prin cuvânt îl putem motiva sau îl putem dărâma definitiv. Totul ține de modul în care suntem noi, pentru că eu dacă sunt un om nemulțumit și un frustrat, întotdeauna voi vedea lângă mine sau îl voi vedea pe cel de lângă mine care vrea să mă ajute că este la fel. Sau nu voi avea încredere. N-ai încredere. Și asta voi proiecta pe ceilalți oameni. Da, sunt mulți oameni care n-au încredere, în primul rând, în biserică și n-au încredere în preoți. Și că nu cred în preoți. Nu te-a pus nimeni să crezi în preot. Tu trebuie să crezi în Dumnezeu și în sfinți, pentru că citindu-le viața lor, începând de la Sfântul Pangratie, Sfânta Agnia, Cecilia, iată, protectoarea familiei, Emidio și alții, toți acești sfinți au o viață și o poveste frumoasă, care a ajuns până la urmă, da? La starea de sacrificiu pe care a făcut-o pentru Hristos. Oare câți dintre noi am fi capabili să facem asta? Prea puțini. Îmi amintesc și cu asta închei. Dacă vreți să mă întrebați ceva, spuneți. Apropo de poveștile sfinților, oare câți au dus o viață sau câți au trecut prin sacrificiul acesta, dar mi-a trecut prin cap o întrebare și mai simplă, oare cât, că am rămas așa cu gândul agățat acolo, oare câți au un colț de rugăciune în casă? Eu zic că prea puțin. Prea puțin. Din păcate, mai ales cei tineri, nu prea sunt interesați de această poveste frumoasă a sufletului. Însă, pentru că am vorbit de patimi, în curând le voi spune credincioșilor că există un sfânt pe care îl vom aduce în țară. Sfântul care este împotriva patimilor și ajută pe cei care au patimile băuturii, fumatului. Există un sfânt, trebuie să știe acest lucru. Și cu ajutorul Dumnezeu și cu ajutorul sfinților, sper să-l putem aduce în România și să fie de mare folos pentru cei care, într-adevăr, trec astăzi prin iadul suferinței. Cu privire la povestioara despre care începusem să vorbesc, cred că ar fi potrivit să o pun într-o altă emisiune, motiv pentru care îi voi lăsa pe distinși credincioși să rămână curioși și să vină, să-i mulțumească lui Dumnezeu, să meargă acolo unde au biserici, să-și caute duhovnicii și când au drum să treacă și pe la noi. Vom organiza Calea Sfinților și cei care pot să ne ajute la aducerea moaștelor acestui sfânt despre care voi vorbi și îl voi face cunoscut, îi rog să o facă. Nu o fac pentru ei. Nu fac pentru noi, o fac pentru ei, mă scuzați, pentru că orice dar și orice jertfă pe care ai făcut-o în numele lui Dumnezeu nu rămâne nerăsplătită. Cam atât astăzi. Mulțumesc tare mult și sper să reușiți. De fapt, sunt sigură că o să reușiți să aduceți acest sfânt în țară, de care
Vom încheia cu rugăciunea pe care am obișnuit să o spunem. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă așteptăm cu drag pe la noi. Doamne ajută! Mulțumim, Părinte! Doamne ajută! Mm.